vorbesc pe Cristian Jurchescu, dacă nu mă înșel eu. Eu nu am la mine documente respective, dacă nu mă înșel, a fost vorba de 1.300.000 de euro. Deci a obținut 1.300.000. 700 de mii s-au dat problema, domnului Jabri. Diferența a rămas în firma Radisson. Diferența a rămas la domnul Nistor. Problema mea este însă că... Cum a rămas? La domnul Nistor sau în firma Radisson? Persoană fizică, domnul Nistor. Vedeți, acestea sunt aspecte care, în lipsa unei anchete temeinice, pe care o pot face numai organele statului, pentru că eu nu am acces la contabilitatea firmei Radisson și nici la conturile domnului Nistor, că... Asta sunt ziarist, nu sunt organ de anchetă penală. Nu putem ști cu exactitate unde s-au dus banii ăștia. Diferența, da, da. Cert este că s-au dus în direcția respectivă. Acum, rămâne de văzut, și aici este o discuție, dacă în realitate între domnul Jabri și Ciprian Nistor a existat un contract de împrumut real, sau a fost vorba de altceva. Nu știu. Am susținerile, există documentele, s-a produs o executare silită. Din punct de vedere legal, asta s-a întâmplat între cei doi. A urmat un alt teren, o altă ipotecă, se încearcă executarea de către un alt domn, Cristia Oprea îl cheamă, care, m-am înțeles că e ceva procurator FIFA, Ciprian Nistor îl acuză că ar fi cămătar, domnul Oprea neagă că ar fi cămătar, foarte interesant, acuză, însă faptul, banii, de ce mai acuză? Foarte interesant este însă faptul că a dispus de 700.000 de euro, așa cum scrie aici, și a putut să-i dea domnului Nistor. Însă, ce este foarte interesant este că, și aici un mic detaliu, nu știu, juridic, că se pare că nu numai oamenii de bună credință, care nu erau foarte, cum să spun, rafinați și foarte educați cu ceea ce înseamnă excrocheriile prin hârtii, prin contracte, prin acte, prin nu știu ce, se pare că și oamenii cu experiență în zona asta de afaceri și așa mai departe au fost înșelați de către acești indivizi, au făcut contractul ăsta de împrumut, dar nu l-au legalizat la notar. Au făcut numai o încheiere de legalizare de semnătură. Ceea ce am înțeles eu înseamnă că nu poate fi executat acest contract. Da. Cert este faptul că avem în momentul de față câteva zeci de persoane, 40 de persoane care au depus plângere la poliție și eu spun că suma pierdută de cei 40? Estimată la 1,4 milioane de euro, conform poliției, urmează să vină o expertiză financiară. Ce expertiză? Am dat sau n-am dat bani aici? Nu e de expertiză. Dacă eu am dat 30 de mii, ce expertiză să mai fac? Eu mă duc la poliție și declar, i-am dat lui Nistor 30 de mii ca să-mi fac un apartament. Duc și niște documente, dar ei trebuie să vadă în contabilitatea firmei și așa mai departe. Și aici se întâmplă un al doilea lucru ciudat și inexplicabil, în opinia mea, pentru că vorbim de o instituție a statului. Și aș vrea să citesc de aici dintr-un document intern al Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș. Și aici vine, aici este problema mea, problema mea este că astfel de excrocherii nu ar putea să fie puse la cale fără complicitatea unor instituții ale statului care nu își fac datoria. Și deși poliția nouă ne-a comunicat că a făcut anchetă, lucrurile s-au mișcat mult prea încet, pentru că acești oameni au depus plângeri de luni de zile, sunt oameni care au depus plângeri de mai mult de un an de zile. Când a fost depusă prima plângere, doamna Stoianescu, știți? Prima plângere a fost depusă anul trecut în octombrie sau noiembrie de domnul Surdu Viorel și, bineînțeles, până n-am ajuns la ziarul Adevărul Eu, nu s-a făcut absolut nimic, se pierduse pe la poliție, pe undeva, pe acolo, nu mai știa nimeni de ea. Am înțeles. Vreau să vă citesc, este foarte interesant. Hai să vedem cazul ăsta și după aceea poliția, noi am scris în ziar, am atras atenția șefului Inspectoratului Județean de Poliție, domnului comisar șef Palade, cu privire la excrocherie. Asta i-am cerut un punct de vedere pe legea 544, ca să-i obligăm, pentru a avea ce să ne răspundă, să-și facă treaba. În mijlocul anchetei, un ofițer de poliție care se ocupa de caz mă informează, domnul Bot, am trimis o solicitare la Direcția Generală a Finanțelor Publice, Inspecția Fiscală Timișoara, să facă un control la firmele astea, până când nu dispar actele, până nu dispar firmele, până nu mai avem la ce să facem control, ca să vedem exact unde sunt banii oamenilor, ce au făcut cu banii. Au cumpărat cărămizi, au pus într-un cont, unde sunt banii ăia, pentru ca în final să poată oamenii să-și recupereze prejudiciu. Ce face Inspecția Fiscală din cadrul de la Timișoara? În 25-a 7-a 2008,
trimite o adresă poliției în care menționează că, că refuză să facă control la Radisson pentru că, citez, societatea nu prezintă risc de evaziune fiscală. Risc ridicat. Risc ridicat de evaziune fiscală. Foarte interesant este faptul că acest refuz ilegal al finanțelor publice de a administrație financiară Timișoara de a controla firma Radisson este sesizat chiar de, chiar de către directorul executiv adjunct al Direcției Generale a Finanțelor Publice, domnul Gheorghe Daia. Documentul pe care l-am eu este semnat de chiar de domnul Daia. Și spune domnul Daia, ne surprinde răspunsul dat Inspectoratului de Poliție a județului Timiș, prin care administrația financiară Timișoara se schivează de la efectuarea inspecției fiscale, invocând netemeinic și fără o analiză prealabilă un articol dintr-o ordonanță de guvern privind codul de procedură fiscală. Și aici intervenim în a doua parte a discuției, în faptul că, în mod normal, dacă și-ar fi făcut treaba toate instituțiile statului, implicate în supravegherea societăților comerciale, a investigării unor extrocherii, pentru că nu pot să spună că nu au știut, întrucât oamenii de mai bine de un an de zile au depus plângeri, nu vorbeam în momentul de față de extrocheria Radisson. Și mai grav mi se pare faptul că dosarul a ajuns la DNA, de vreo, conform documentelor pe care le am eu aici, în dosarul meu, a fost înaintat în undeva în 22 a 8-a, a fost înaintat DNA-ului cu propunere de declinare a competenței. 22 august 2008, și a trecut cam o lună de zile și acești oameni, Nadajdi și Nistor, sunt încă liberi, proprietățile lor nu au fost sechestrate în ancheta penală. DNA-ul încă nu știe clar dacă vrea să investigheze cazul, dacă nu vrea să investigheze cazul. Eu bănuiesc că probabil domnul Speriusi, șeful DNA-ului, a avut și un concediu. Știți că am mai vorbit aici în emisiune că era în concediu. S-a întors din concediu, a fost un pic de liniștit că nu știa dacă va fi reconfirmat pe funcție astăzi domnul Daniel Morar. A emis un document către Consiliul Superior al Magistraturii în care spune că domnul Speriusi mai poate 3 ani de zile să lupte cu corupția, să facă anticorupție în Timișoara, dar sperăm să facă ceva în dosarul ăsta. Pentru că până una alta avem doi excroci în libertate, care domnule Stelu Iordache, care... 3 cu Cojocariu, acum urmează să aflăm și cine este acest Cojocariu, care...